Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim cheesecake de dulceață de piersică cu fructe proaspete, mango, piersică, ananas. Așa că rămâneți lângă mine să vedeți ingredientele și modul meu de preparare. Ingredientele pentru cheesecake-ul nostru fără coacere sunt următoarele. Ca și bază, pișcoturi, 500 grame brânză Philadelphia, 500 ml smântână pentru frișcă, 100 grame zahăr, 100 ml apă pentru 10 grame de gelatină, 100 de grame de dulceață de piersică, o linguriță extract de vanilie, un kiwi, ananas, piersică, mango. Pardon. Mango. Era bun și kiwi. Rămâneți lângă mine să ne apucăm de treabă. Punem gelatina la hidratat. O lăsăm așa 5-10 minute. După cum vedeți, eu mi-am luat măsură la formă și am tăiat pișcotul pe măsura la formă, un pic mai înalt. Voi, dacă vreți, îl tăiați la bază, îl tăiați la bază, dacă nu vreți, nu îl tăiați deloc, cum vreți. Pregătim forma. Dăm pișcoturile prin lapte și punem așa pe margine. Am terminat forma de făcut baza, o dăm la o parte și ne ocupăm de cremă. Peste frișcă punem brânza Philadelphia, punem și zahărul. Și punem și o linguriță de extract de vanilie. Mestecăm puțin și batem cu mixerul 2-3 minute. Așa, trebuie să arate după 2-3 minute. Punem gelatina 10 secunde la microunde. Am disolvat gelatina și acum turnăm cât un pic, cât un pic, până o încorporăm toată. Și punem jumătate din compoziție. Iar acum punem dulceață. Întindeți așa frumos. Iar acum, ușor, restul de
cremă. Acum nivelăm frumos. Dragilor, băgăm cheesecake-ul la frigider pentru minim 5-6 ore. Dacă nu aveți prea mare poftă, puteți să-l lăsați și peste noapte. Și revenim. Dragilor, tortulețul nostru a stat la rece. Acum o să-i scoatem să vedem. Așa. Ia uitați-l, foarte frumușel. Cheesecake-ul nostru. Ca un diplomat? Da, mami. Mi-ai luat vorba din gură. Hai să-l terminăm. Punem așa dulceat, marmelada asta dulceață. Marmeladă de piersică. Cum am pus și în interior. Iar acum îl decorăm cu fructe proaspete, cum v-am zis, mango, piersicuță, ananas. Hai să luăm așa niște mango, mami. Să punem aici în mijloc. Încerc și eu în mijloc. Așa. Și piersicuțe. Păi și pe acolo. Voi îl decorați cum vă place vouă. Dragilor, gata. Am terminat și tortulețul, cheesecake-ul nostru. Îmi vine să-i zic tortuleț că așa arată, ca un diplomat. Dar el este cheesecake toată ziua. Și acum să tăiem o bucățică să vedem cum este și în interior. Bet, ești curioasă? Așa este cheesecake-ul nostru în interior, cum cade și zi, mami. Ia uite, mami. Ia uite-te aici. Foarte, foarte, foarte frumos și foarte, foarte interesant. Dragilor, am terminat și rețeta de astăzi, cum v-am zis și mai devreme. A venit și momentul ăla care l-aștept eu mereu, adică să gustăm. Rezultatul l-ați văzut, este spectacular, este foarte frumos, foarte ușor de făcut. Numai că trebuie să avem un pic de răbdare, să stea orele care trebuie să stea la frigider. Hai să vă zic și gustul. Că el așa arată foarte, foarte frumos. Mami, mai ai și tu puțină răbdare. Este o bunătate. O bunătate. Așa că îl recomand 100% și vă aștept cu comentarii, cu like-uri, bineînțeles. Și, cum vă zic de fiecare dată, ne revedem la următoarea rețetă cu mult drag. V-am pupat! La revedere!